Salutare jupânilor, eu sunt Cocomin și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră Moldova Roleplay. Ei bine jupânilor, înainte de a începe acest minunat episod, v-aș ruga tare tare mult să apăsați butonul de subscribe pentru a ne strânge cât mai mulți jupâni pe acest minunat canal YouTube. Noi să trecem la episod. După cum puteți vedea jupânilor, suntem tot aici pe șantier. Suntem cu excavatorul ăsta, ia să-i dăm noi în marșalier că mai avem ceva de săpat. Să ridicăm cupa asta, să nu o băgăm în pământ. Și după cum puteți vedea, am mai lungit puțin șanțul până în drum aproape. Și vreau să-l facem aproape de drum. Poate o să mai lăsăm un metru spațiu, dar vreau să săpăm aproximativ până în drum. Ca așa am primit proiectul, așa o să-l facem. Ia să vedem, să lăsăm numai în față și să mai punem puțină... Să-l mai adâncim puțin șanțul ăsta, ia să vedem. Cam așa, eu zic că e destul de ok. Ia să punem toată piatra aici la loc. Și da, aici până la urmă o să vină ceva o țeavă de gaze. O să fie, zic eu, șanțul destul de bun. Cam cum am făcut noi până acum, ia să vedem. Ridicăm tot și să-l punem aici. Da, o să vină ceva, eu zic, un proiect destul de bun. Hai că mai avem încă 2-3 metri până în drum și terminăm și cu șanțul ăsta. Dacă o să mai trebuiască băieții, o să sape la târnăcop, la picamăr, la ce o mai avea și ei pe acolo. Ia să vedem. Am pus o grămadă de piatră pe lângă, după cum puteți vedea. Și sper că dacă tot săpăm aici să facă ceva, că sper să nu săpăm și să... Stați că n-am făcut bine. Sper să nu săpăm aici degeaba și după aia să lase primarul ani de zile șanțul ăsta aici fără nimic făcut, să zic așa. Că ar trebui să pună țeavă de aia groasă și să fie astupat după. Dar o să vedem dacă o să dorească, dacă o să se întâmple, cum a zis domn primar, așa ar trebui normal. Că așa e proiectul și așa ar fi și corect. Ia să vedem. Hai că lăsăm aici toată piatra. Și să mai vedem. Mai săpăm puțin, puțin de tot. Mai săpăm nu chiar mult. Ia să vedem. Lăsăm jos frumos cupa și... Acum. Hai că am săpat destul de bine. Până acum. Ridicăm frumos cupa și punem toată piatra tot aici, în partea stângă. Atât. Bă, eu zic că deocamdată am terminat de... treaba pe aici. Dacă o să mai dorească ceva domn primar sau ceilalți cu proiectul, o să mai vedem. Dar până atunci eu zic că ne-am făcut treaba. O să călcăm pe aici prin tufișul ăsta, dar sper că nu-i problemă. Și să parcăm aici excavatorul. Ia să lăsăm noi frumos aici. Îl oprim și ne dăm jos. Ne-am făcut treaba cu el. Eu zic că am făcut un șans destul de lung. Are undeva la vreo 30 de metri, cred că șanțul lungime până încolo. Nu e el foarte drept, dar eu zic că e destul de bun. O să-l mai îndrepte, v-am spus, ori cu picamărul, ori cu târnăcopul, cu ceva o să-l mai îndrepte. Aici cred că e cel mai sus, în rest este săpat destul de adânc. Aici, da, cu lopata nu știu dacă o să meargă, dacă nu cu târnăcopul o să sape. Da, o să se descurce băieți care o să mai vină. Aici am lăsat un metru față de drum. O să vină ori o balustradă de aia, un parapete, ori o să astupe foarte repede. O să vedem, nu știu, nici eu. Acum haideți să ne suim în pasat și să mergem în treaba noastră, că noi mai avem o grămadă de treabă. Ia să dăm noi în marșalier frumos. Atât, să dăm în marșalier și să mergem direct... Să mergem direct acasă. De fapt, nu mergem... De fapt, ba da, mergem mai întâi acasă, că la bază deocamdată n-am ce să iau, că trebuie să iau și UTB-ul mai întâi. Pentru că astăzi ne băgăm la semănat, jupânilor. Astăzi ne băgăm la semănat. Ia să dăm prioritate lui domnul. Ne lasă să trecem. Hai că ne lasă el să trecem, văd că... Așa. Mulțumim frumos. Și să mergem direct să luăm UTB-ul. Să vedem dacă are motorină, parcă mai avea, din câte știu eu. Parcă mai avea ceva motorină și... Mergem să luăm o semănătoare de la Agrostar, de la băieți de acolo. Uite, am 120 și nu știu, mi-am dat seama.
trage pasantul ăsta, nu glumă. Și da, o să luăm UTB-ul nostru, semănătoare de la băieții de la Agrostar. Să vedem dacă o să meargă și pentru UTB, eu zic că o să meargă să ducă. E normal pentru 100 de cai, da, UTB-ul duce și mai mult, cu siguranță. Ia să lăsăm noi ușor aici pasatul, să ne oprim, pentru că am lăsat papucul aici ultima dată, pentru că m-am grăbit tare, m-au chemat băieții de pe șantier și m-au grăbit. N-am mai avut timp să mut papucul, vă dați seama, și am tras repede aici, porțile nici nu le-am mai închis și a rămas așa. Acum haideți să ne suim în papuc și să-l ducem puțin mai în față. Să-l băgăm în viteză și să-l ducem undeva, nu știu, pe aici să-l las. Oricum, astăzi am avut nevoie de papuc, am mai cărat niște butoaie cu apă, am mai avut nevoie de el și de aia l-am lăsat acolo în fața porții. M-au sunat și băieții, normal, șeful ăla de echipă m-a sunat, băi, du-te repede și termin acolo de săpat șanțul până în drum, că vine acușa inspectorul și se uită la treabă. Și m-am dus, vă dați seama, repejor, nici n-am mai stat la discuții. Am tras papucul în fața porții și dus am fost la treabă pe șantier. Ia să parcăm noi undeva papucul pasatul ăsta, îl parcăm pe aici deocamdată. Îl lăsăm aici, nu mai îl bag deocamdată în garaj. Și haideți să cuplăm, să decuplăm de fapt plugul de la UTB. Ia să vedem. E tot în regulă la UTB, văd că. Și să ne suim în el. Îl pornim, lăsăm plugul jos și să îl decuplăm de la UTB. Acum să mergem direct la băieți de la Agrostar. Mergem direct la băieți de la Agrostar și vedem acolo care, despre ce semănătoare este vorba. E una destul de măricică, dar eu zic că o duce UTB-ul. Sper că nu o să se lase pe spate sau că nu o să facă balans, că v-am spus, e destul de mare și UTB-ul pentru semănătoare. Ia să tragem noi aici porțile de data asta și să mergem direct la în bază aici. O să venim înapoi acasă, că trebuie să umplem semănătoarea, că doar, na, vă dați seama, nu o să iau de la băieți de aici semințe, că trebuie să le plătesc și dacă tot mi-am cumpărat noi semințe, de ce să mai luăm de aici, de la ei? Acum să vedem de semănătoarea pe care vreau să vă arăt, pe care o să o luăm astăzi la treabă. Este cea de aici, asta roșie cu albastru. Ia să ne dăm jos. De fapt, haideți să dăm un marșalier mai întâi. UTB-ul, ia să vedem. Dăm ușurel. Așa, la șmecherie. Și ia să-l punem drept. Îl punem drept totuși, că o să-l cuplăm imediat. Ia să vedem. Cam așa, nu? Exact așa. Ne dăm jos și cam asta e de aici. E o semănătoare destul de mare, de 100 de cai, v-am zis, are nevoie tractorul, dar noi îl ducem oricum, că avem UTB. E de la Nordsten, nu știu, o fi, cred că ceva nemțesc sau habar n-am, ăsta e numele ei, sau ăsta de aici, habar n-am, dar oricum este destul de măricică. Acum haideți să o cuplăm, dacă tot așa, ia să vedem, îi dăm puțin mai în spate, o idee, atât, și să o cuplăm. Cuplăm firele, cardanul și acum să o ridicăm, acu. Ia să vedem. Hai că se ține bine UTB-ul, se ține binișor. Să plecăm acum, ușurel. Să știți că din sacii aia pe care i-am cumpărat, am mai vândut vreo câțiva dintre ei, chiar am mai vândut și am făcut vreo câțiva bănișori profit. Și dacă nu o să mai trebuiască și o să-mi rămână foarte mulți, o să mai vând din ei, că n-am ce să fac doar. O să-i mai vând pe la fermieri pe aici prin sat, pe la mici fermieri, bine, că nu aveau tractoare celor care le-am vândut. Ia să deschidem porțile și să intrăm direct cu tractorelul. Ia să vedem. Să mergem direct acolo la hambar, că acolo am paletul cu sacii.
și să facem aici o întoarcere la șmecherie. Ia să nu dăm peste cușca lui Bobiță, că nu mai are unde dormi după aceea. Ia să vedem și acum să ne dăm jos și să deschidem aici porțile. Hai, nu vrea să se deschidă? Sau ce are? Bă, dar nu vrea să se deschidă. Ia să dăm noi puțin tractorul mai în față. Acum să mai încercăm o dată. Acum, hai că s-au deschis, văd că, și să dăm în marșalier Utebescu. Dăm Utebescu în marșalier, că acolo trebuie să-i facem plinul asemănătoare. Ia să vedem. Și... Atât, perfect. S-a deschis acolo tot. Acum să punem saci și asta va fi. Ia să vedem. Îi facem plinul sau... Bun. Atât. Hai că am consumat vreo câțiva saci, am mai rămas vreo câțiva. Și să plecăm acum în treaba noastră. Ia să închidem capacul și cam asta e. Bun. Să vedem dacă o să facă față semănătoarea și cu tractor. De fapt, UTB-ul mai mult. Că semănătoarea n-are treabă. E nouă, de fapt, semănătoarea, după cum se vede. Destul de nouă și... Na, să vedem dacă putem face treabă și cu UTB-ul. Dar eu zic că putem, că UTB-ul e în forță, am văzut. Ia să ieșim noi pe porți și... Mergem direct pe teren. Numai să închidem și noi pe aici porțile, ca să nu intre vreun nepoftit, să zic. Mai frumos. Dăm un semnal și plecăm la treabă. Prima oară când mergem și semănăm și la noi în bucată. Și să vedem ce recoltă o să scoatem. Să vedem, poate o să mai cumpăr niște terenuri în satul ăla vecin de care, unde am mai fost, de unde am cumpărat UTB-ul. Și am văzut pe acolo că sunt niște parcele la un preț chiar foarte bun și m-aș gândi să cumpăr pe acolo vreo 2-3 hectare, că am niște bănuți. Și zic, băi, hai că, na, cine știe, mai investesc și eu în terenul, poate. Să fie treaba bună, să ne ridicăm și noi. Poate să-mi iau și o semănătoare și un disc neapărat, că am nevoie dacă am loc câteva hectare de pământ. Acum ia să vedem, ne băgăm frumos aici cu semănătoarea, să vedem dacă o putem duce la capăt. Da, să vedem, dăm în marșalier și dăm puțin mai pe stânga aici. Bun, acum lăsăm semănătoarea jos și să selectăm rapița. Gata, am selectat-o. Sau ia să vedem mai bine. Nu, asta e rapița. Bun, acum să o pornim, să lăsăm indicatorul de brazdă și... Așa, și acum să vedem. Perfect, haideți că am început. Am pornit semănătoarea, s-au speriat, văd că și ciorile. Și am început semănatul frumos. Ia uitați cât de frumos semănăm și noi cu Tebescu. Op, ia să vedem, ne-am cam oprit pe aici. Hai, nu mă lăsa, Tebescule, nu mai lăsa că cred în tine și cred că poți să duci cu semănătoarea asta la capăt terenul. Ia să ne băgăm în partea asta la tăbă, dar zic că indicator de brază mai mult mă încurcă pe la terenul ăsta, că e foarte mic. Ia să vedem. Nu-l mai lăsăm, că mai mult văd că ne încurcă puțin și... Ia să vedem. Punem atât și pornim semănătoarea iarăși. Consumă motorină tractorul acum la greu. Vă zic eu că la dita mai semănătoarea foarte mult consumă și patinează. Patinează puțin, dar eu zic că putem să ducem la capăt terenul ăsta să-l semănăm fără probleme. Sper să nu se strice UTB-ul, că îl forțăm atât de tare. Că, na, el, eu zic că el poate, adică el duce și o semănătoare chiar și mai mare. Na, dacă aș fi semănat 4-5 hectare, da, cu siguranță n-aș fi luat semănătoarea asta foarte mare. Că acolo, da, îl chinuiam. Dar aici, zic eu, la câțiva ari de teren, zic eu că merită să băgă semănătoarea asta. Ia uitați cât de frumos facem noi treabă cu Tebescu pe aici, prin teren. Se dăm noi în marșalier. Și acum, ușurel. Ia să vedem.
Și iarăși să vedem. Și am plecat. Și am plecat cu Tractorescu. Hai că e frumos tractorul. Eu zic că chiar e frumos. Și aș sta bine, i-aș sta bine la UTB cu o semănătoare de aia românească. Da, nu prea ai găsit așa prin zonă pe aici. Am găsit pe internet anunțuri, dar sunt tocmai la mama naibii și vă dați seama că nu m-aș duce eu cu special pentru o semănătoare. Dar eu zic că o să găsim măcar una mai mică decât asta. Băi, am semănat, eu zic că e și destul de bine. O să iasă, eu zic, de arapiță pe aici. O să băgăm rapid combina și o să trăierăm foarte repede, că e parcela mică, bineînțeles. Acum haideți să ne suim înapoi în tractor și să mergem direct la... bază. Inițial, după cum știți, v-am spus în episoadele mai de demult, voiam să semăn aici porumb, da? Nu mai are rost acum să semăn porumb, vă dați seama că vine toamnă și, na, porumbul trebuia semănat din primăvară, da? Dacă tot putem să trăierăm, să semănăm rapid, să zic, băi, de ce să nu semăn, că când o să bage băieții de la Agrostar combina în terenurile cu rapiță, atunci o să-i cer și eu combina, o să le cer câteva minute, că cât o să dureze să semene, să trăiere pe aici. Și vă dați seama că o să fie mai bine. Și la anul o să semănăm și porumb. Poate în toamnă și grâu. Adică de ce nu? De fapt, ors mai bine. Acum ia să dăm noi un semnal pe aici. Cam atât a fost și cu acest minunat episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați acolo un mare like și un subscribe ca să ne strângem cât mai mulți jupâni pe acest minunat canal de YouTube. Data viitoare vă urez numai bine și noi ne vom revedea, bineînțeles, în următorul episod.